opinie cu privire la acest scandal privind date care trebuie avizate înainte de a fi publicate. Acum, trebuie să-i dau dreptate totuși în parte domnului Gheorghiță. Informațiile sunt foarte importante, dar trebuie să avem grijă la acuratețe. Deci dacă informațiile nu sunt corecte, nu poate decât să facă mai rău decât dacă nu le-am avea. Trebuie verificate, evident, și sunt de acord că trebuie date informațiile și să fie transparență. Dar ce putem constata? Dacă noi după un an de zile, cu aceeași coaliție, da, liberali, USR și UDMR, constatăm că sunt trei guverne. L-am ascultat pe vicepremierul de la UDMR spunând ceva care nu seamănă întru totul cu ce spune premierul. L-am ascultat pe domnul Barna de la USR care spune și el ceva, dar care seamănă mai puțin cu ce spune domnul Câțu și parțial cu ce spune domnul Chelemen Humor. Și populația este prinsă la mijloc. Deci noi avem acum trei guverne care nu se înțeleg. Din cauza asta se consumă energie, timp și nu se poate înainta. Iată, cu programul de reziliență. Eu întreb, am fost întrebată de colegii mei din Parlamentul European. Este public acel program de reziliență? Să putem să ne spunem o părere? Când vrem noi să recompensăm pentru pierderile provocate firmelor românești? Când anul trecut, în august, Comisia a aprobat 4,5 miliarde de euro să le dea companiilor care anul trecut în august. Nu s-a luat un euro de acolo, adică nu s-a plătit nimic, pentru că aprobarea acelor ajutoare de stat pentru fiecare stat a fost făcută imediat în anul de pandemie, adică în 2020. Noi doar închidem, redeschidem o săptămână, reînchidem. Oamenii au cumpărat, de exemplu, de la restaurante, s-au aprovizionat. Ce fac cu marfa care? Cine le-o dă înapoi? Și atunci, dacă după un an de zile, noi cu aceeași coaliție nu reușesc ei să se înțeleagă între ei, cum să avem vreo așteptare că economic se întâmplă ceva și cu strategia, cele trei strategii despre care am vorbit, care trebuie să acționeze împreună și sincronizat, testare, tratament și vaccinare, și ne vom trezi la sfârșitul anului 2021 cu un gol economic major. Cu, la întâmplare, cine moare, cine trăiește, înțeleg că mor și sar pe geam doctorii că ia foc și așa mai departe, și nu s-a realizat nimic, absolut nimic, însă efectul economic, spun, va fi dezastros. Apropo de planul de redresare și reziliență, înțeleg că informații despre acesta a dat în urmă cu câteva momente ministrul Ghinea în cadrul Comisiei de Afaceri Europene. Vom